Oamenii legii l-au reținut pe un tânăr care jefuia persoane de alte naționalități. Acesta îi agresa pe turiști în stradă și le lua telefoanele mobile, bijuteriile și banii. În ultimele 6 luni, suspectul ar fi lăsat fără bunuri un număr de 3 persoane. Suspectul în vârstă de 27 de ani a fost reținut după ce la poliție s-a adresat o persoană căreia acesta i-a propus să cumpere mai multe obiecte furate. În timpul perchezițiilor, polițiștii au găsit mai multe lucruri furate. În urma investigațiilor s-a stabilit că suspectul, aplicând violența fizică în mod deschis, a sustras de la 3 persoane de origine străină mai multe bunuri, printre care bani în sumă de 470 de euro, 3 telefoane mobile estimate la un preț de 500 și 160 de euro, dar și obiecte din argint. Bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă închisoare de la 5 la 7 ani.